Ionuț Ilie, legitimat la Știința Municipal Bacău și pregătit de antrenorul Gheorghe Călin, a izbutit rezultate foarte bune la Cupa României de la Arad. El a ridicat 126 de kg în stilul smuls și 155 de kg în stilul aruncat, obținând locul întâi pe fiecare stil și, evident, aceeași poziție și la total. Progresul acestui sportiv în doar un an a fost evident, anul trecut el ocupând doar locul al treilea la Cupa României pentru seniori. Trebuie precizat că Ilie încă este titular al categoriei de vârstă tineret, dar Federația Română de Haltere îl vizează pentru loc de titular în lotul reprezentativ de seniori la categoria 62 de kg. În ultimii 2 ani, de când este legitimat la Știința Municipal Bacău, Ionuț Ilie a cucerit 13 titluri de campion național la nivel de juniori 1, tineret și seniori, iar odată a triumfat în Cupa României la nivel de tineret. Tot la Cupa României de la Arad, Paul Grădinaciuc de la SCM Bacău, pregătit de Ion Călin, a ocupat locul 4 la categoria 94 de kg, cu același rezultat ca sportivul ce cucerise medalia de bronz, respectiv un total de 277 de kg. Din păcate, Grădinaciuc a fost mai greu la cântar decât adversarul său, așa că a rămas în afara podiumului de premiere.